După o scurtă pauză, campionatul de fotbal pentru amatori organizat în sezonul 2 de Liga Prieteniei Giurgiu a fost reluat aseară pe terenul sintetic la balon de pe șoseaua Prieteniei. Au fost programate 3 partide, toate în startul etapei a doua a campionatului. Astfel s-au întâlnit PTF Giurgiu cu ARG, scor final 4-5. Forest Bicu a învins pe amicii cu 8-4, iar necunoscuții au dispus de cel Giurgiu cu 16-2. În etapa viitoare, care va urma luni, 9 mai, se vor întâlni Viitorul Vedea cu aceste Victoria, Energia Remuș cu Emogal și juniorii contra salvatorilor. Liga Prieteniei este un campionat fotbalistic pentru amatori organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu și susținută de candidatul la primăria Giurgiu, Florian Nicolae,